pentru ce ați votat astăzi? În primul rând, eu vreau să vă condemn către toți locuitorii municipiului Chișinău astăzi să fie activi. Practic, după toate măsurările, sondajele de opinie, cel puțin 8 din 10 chișinăuieni nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în municipiul Chișinău, de conducerea municipiului Chișinău din ultimii 10 ani. Astăzi avem posibilitatea să schimbăm situația din municipiul Chișinău. De ce vă îndemn să fiți activi, să veniți la secțiile de votare și să vă expuneți votul pentru un Chișinău mai bun, mai frumos, pentru o capitală care merităm noi toți, toți chișinăuienii. Eu am votat pentru... Pentru cine nu spune? Nu, pentru ce? Pentru ce? Eu am votat pentru un primar care sunt ferm convins că va face față acelor provocări care sunt în municipiul Chișinău. Pentru un primar care, comparativ cu alți candidați, în opinia mea, este cel mai bun. Și îndemn pe toți să voteze candidați reali, nu candidați falși. Eu cred că lucrul ăsta contează. Cei care sunt reali. Sunteți mulțumit de felul cum arată acum Chișinău? Categoric nu. Și eu sunt ferm convins că marea majoritate, cel puțin 70-80% din chișinăuieni nu sunt mulțumiți cum arată Chișinău. Sunt necesare abordări profesioniste, sper foarte mult, fără geopolitică, fără politică și vreau să vin chiar cu apreciere. Eu cred că din toate campaniile electorale din ultimul timp, dacă e să vorbim de campaniile din ultimii 10 ani la care am participat și eu, poate este campania electorală în care a fost cea mai puțină geopolitică. Și lucrul ăsta este bine. Lucrul ăsta este foarte bine și îndemn în continuare pe candidați și pe cei care vor veni în fruntea Chișinăului să meargă cu aceeași abordare. Sper foarte mult că se va reuși să se pună punctul pe acest scrutin astăzi. Eu consider că sunt astfel de șanse pentru a nu cheltui bani în turul 2 pe data de 3 iunie. Dar cum va fi decizia chișinăuienilor? Ai vrut să mai întreb ceva? Am o întrebare. Privitor la îngrădirea accesului publicului la evenimentele publice. Eu personal și colegii de mass media cunosc. Nu am nicio problemă absolut cu nimeni. Absolut cu nimeni. Deci sunteți bineveniți tuturor. În ceea ce ține de dumneavoastră, ne clarificăm. Personal. Astăzi mă clarific și voi da indicații și vă ruga pază începând cu ziua de mâine să nu mai fie careva întrebări referitor la accesul dumneavoastră la președinție. Încurajez și pe alții să aibă aceeași abordare cu presa. Un candidat bun. Eu cred că, în primul rând, trebuie să vedem cine va învinge, iar interzicerea sau acceptarea unor manifestări depinde de baza legală. La moment, baza legală încă nu este. După alegerile parlamentare va fi. Vă mulțumesc. O zi bună.